Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vă explicăm ce se întâmplă în studio. Eu sunt uluit de faptul că încerc să-l salvez pe Luca și i-am oferit ciupercă de chefir ca ocazian să crească chefir acasă. Stai așa, de când ai ciupercă aia acasă? Cred că de vreo lună. A venit o ciupercă de la cineva și ai învățat să faci chefir. Da, chefirul ca ocazian, el adevărat, se face cu un fel de ciupercuță, e practic ca un animal de casă. Și cum se face? Trebuie să-l hrănești, păi, practic, pui lapte, de fapt, pui ciuperca asta lăptic, în anumite proporții, o lași să fermenteze 24 de ore, scoți ciuperca, o speli puțin, ce e obținut este chefirul, îi faci un duș, da. Și o iei de la capăt. Și este foarte bun, eu mă dau un vânt. Deci tu bei chefir la fiecare 24 de ore? Asta e problema, că ciuperca crește, știi? Deci am pornit de la 40 de grame și în 2-3 săptămâni am ajuns la 100, că ciuperca se simte bine, știi? Ea crește. Da. Și nu e proporțional, adică e cam 10%. Deci pui o linguriță de ciupercă la jumătate de litru mare. Veni și am ajuns să fac un litru de chefir pe zi. Problema e că Ione nu bea. Auzi, dar să ieși în stradă? Are sticluțe în fața casei, știi cum au... Nu mai aveam loc în frigider, porcănele, nu știu ce. Și ai venit în radio și ne-ai întrebat cine vrea ciupercă de chefir? Da, e foarte sănătoasă, e foarte bună. Cât chefir? Și a căzut în plasă? Da, Luca, și acum aflu că nu s-a descurcat. Eu le halesc repede pe astea culinare, știți? Așa. Chiar dacă mie îmi place chefirul. Băi, vezi că el s-a pregătit, ții minte că nu ți-a dat-o din prima zi, a lăsat-o să mai crească, să-ți dea ceva ca lumea. Da, am pregătit-o, am aranjat-o, i-am dat toată tehnologia, dar vezi, animalul de casă a ajuns într-o casă neprietenoasă. Zi-mă ce ai făcut cu ciuperca mea. A și promovat-o foarte bine, știi? Chefir de casă, ca ocazian, dacă nu... Înțelegi, gen, când dă pui de câine lup. Așa m-am simțit. Cu atitudinea asta, pui de câine lup. N-o să scap de ciupercă. Bravo, da. Și eu imediat zic, mamă, da, Vlad, adu mie. Mama îi fier 2-3 zile și mi-a adus-o într-un borcănaș. Ca să înțelegeți, deci n-arată ca o ciupercă șampinion, e ciupercă tip fungus și arată ca niște granule albe, așa de... Perluțe de brânză. Ca niște perle de brânză, bravo. Da. Asta e descrierea corectă. Și eu m-am dus acasă cu perlele, am cumpărat lapte. Așa. Mi-a explicat Vlad că îmi trebuie o strecurătoare ca să scot ciuperca din chefir după ce se va fi făcut laptele de chefir. De plastic. De plastic. Mi-am cumpărat. Metal, aveam de gând să o folosesc pe aia de paste, dar am zis nu bage. Îmi iau ceva ca lume. Așa. Și am luat o strecurătoare nouă. Da. Băi, luat o strecurătoare cu ochiuri prea mici, cred. Lasă-l în pace. N-are ochiuri, are linie, așa, are fante, niște fante. Da. Așa, și m-am dus, am pus ciuperca pe cântar cu tare, avea 50 de grame, am pus jumătate de litru de lapte, am urmat toate instrucțiunile, Vlad m-a învățat. Și a lăsat-o 24 de ore. La temperatura camerei. Da. Mi-a spus, între 12 și 36 de ore o lași, cu cât o lași mai mult, cu atât e mai... Acidă. Acidă, e mai ciupește la limbă, chefirul ăla. Știți cum e chefirul, că trebuie să fie... Pe la ca ocazian, da, așa e. Da. Și am pus ciuperca, am pus-o într-un borcan, am lăsat-o afară, au venit copiii, ce e asta? Tată, zic, eu ciupercă, facem... Nu vă atingeți. Au plecat. Și a stat la afară frumos. Ce greșeală. Așa. Și asta s-a întâmplat vineri, am pus ciuperca la treabă. Da, și sâmbătă treabă. Seară ce ai făcut? Și sâmbătă după amiază, la circa 28 de ore de la debut, am zis să o scot, să nu stea totuși prea mult, să fie prea nenorocire. Da. Și eram și pe fugă. Aici trebuie 5 minute să oferi din timpul tău și sufletul tău. Mai aveam un sfert de oră până să plec, trebuia să plec de acasă neapărat. Și zic, aolo, până mă întorc se face prea târziu, se face foc chefirul. Și zic, gata, o strecur acum numai decât. Și am pus în chiuvetă un alt borcan și cu strecurătoarea aia. Și ți-a zis castron. Am vărsat, la început a fost bine. Și zic, hai să ne grăbim puțin. Și când m-am grăbit puțin, era să scap ciuperca. Băi, și m-am chinuit să strecur ciuperca aia de... Că am zis, zic, să nu treacă ciuperca dacă trece, e bine? Nu e nicio tragedie, dar n-are cum să treacă. Cum să n-aibă cum ea? Păi, ce ochiuri ai, doamnă, la sita aia? Cu ce ochiuri? Ochiuri cât degetul? Păi nu, dacă faci cu lingura așa pe aia, o pasezi, și la cură de slăbire și imaginează că și ciuperca e slim ca el. Deci n-ai avut uneltele potrivite. Micunealta secretă mi-a lipsit, ca să zic așa. Dar am reușit în cele din urmă să o strecor. Da. M-a luat capul că am dat pe borcan, a trebuit să spăl, eu mă grăbeam să plec. Și ți-am zis că eu nu pot să las așa și să plec. Așa. Și a trebuit să-mi spăl borcanul, să spăl chiuveta.
să izgonesc copiii curioși. Și pe urmă am salvat ciuperca, am pus-o înapoi în borcanul pe care l-am de la tine, pe care îl spălasem între timp, vreau să ți-l aduc, nu ți-l mai aduc deocamdată, sper că am parcat-o la loc acolo. Chefirul strecural a îngustat, e ca un fel de iaurt slab. Eu ți-am spus că primul ciclu, al doilea ciclu, trebuie să ai răbdare. Durează un pic până, până da, se lansează, că na. Dar nu mi-a venit să-l arunc. L-am pus în borcan și e în frigider încă, trebuie să mă gândesc ce fac cu el. Trebuie să purtăm o discuție și să-ți explic tehnologia încă o dată și procedura. De sâmbătă seară încoace mă chinui să dau ciuperca în plasament. N-am deci găsit. N-ai mai pus și altă... Am mai întrebat, bă, vă place, mă, chefirul? Da, mai mâncăm uitat. Nu vreau o ciupercă de chefir. Nu vrei să mănânci un litru de chefir pe zi? O ciupercă se face chefir de casă. Eu acum trec... caucazian. Și cum a mers? Ai reușit? Nimeni. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.